Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! De această dată, la Reghin Exclusiv, ne bucurăm de o discuție despre natura. Mă bucur că sunteți sănătos, cred că asta se datorează și faptului că ați lucrat mereu în natură și chiar vă doresc să aveți parte de sănătate în continuare ca să puteți munci, pentru că faceți o muncă deosebită de care noi avem foarte mare nevoie. Deci, la ora actuală, conform hotărârii Guvern 78 din 2015, am fost chemat să lucrez în cadrul stațiunii de creșterea și ovinului și caprinilor subordonat Academiei pentru aceste lucrări de amenajări pastorale. Desigur, noi trimitem oferta primăriilor și apare o oarecare concurență, dar lucrarea presupune vaste cunoștințe de pedologie, pratologie, deci cunoașterea plantelor din covorul vegetal, de asemenea cartografie și topografie. Să înțelegem că nu există asemenea specialiști? Nu există, fiindcă pedologi eram în jur de 70 pe țară, când lucram noi, eu. Și se formează din absolvenți de la Facultatea de Geologie și Geografie, fie de la agronomie, cu trângere la specializări. Aceste specializări nu s-au mai format. Iar din domeniul bradologiei cere formarea omului în timp. Deci să iasă în natură, să calce, să facă. Experiența. Aveam câțiva specialiști cu care concuram, aruncam rama metrică și determinam plantele și câștigătorul era la care reușea să determine cât mai multe plante. Ați reușit să le cunoașteți și capacitățile lor, să zicem, terapeutice? Da. V-a pasionat asta? Da, da, da. Deci, efectiv știu că, de exemplu, stirigoia, întâlnită ca plantă otrăvitoare în pășunile de munte, era plantă vermifugă, se colecta rizomul de stirigoia. Sunătoarea, Hipericum pervoratum, pentru bolile de ficat, afecțiuni de ficat. Padlagina, plantago lanceolata, de asemenea, pentru tuse și oprirea unor hemoragii. Cornul secarei, idem pentru antihemoragic. Scaiul albastru, eringium, specie tot așa, combaterea bolilor de prostată și și bronșitice. De asemenea, din acel pil, din mugurii de pin, din colonii de pil alpin, se epolonează scos un produs pinosolu, antibronșitic, antispastic și pe vremuri se încălcau niște treburi și se fura cetină din această plantă, se tăia și se ducea la extras să facă ulei eteric. Era... Afectează copacul efectiv, da, dacă... Da, da. Deci, efectiv, e ocrotită de lege și nu se... Fiindcă se formează în sute de ani un astfel de areal. Țara, România, după câte știu eu, are în jur de 400 de hectare de astfel de plantă. Și plus că este un tampon, o vată, în care stă zăpada și de acolo pleacă izvoarele. Deci este un mare păcat. Cei de la partea dincolo, de la Drăgoiasa, Panaci, au mai tăiat și duceau la cuptoarele de vară. Are și o putere calorică foarte mare. Deci se ardă la vară. Dar plantații se fac? Nu. Nu se extinde? Nu. Are arealul ei. Deci unde există ea și prea puțin din poscote din acest areal sau cutii. De mic copil v-a pasionat ceea ce avem în natură? Îmi imaginez așa că vă plăcea să mergeți pe câmp, să vedeți? Da. Sau pur și simplu ați fost împins din spate să urmați o asemenea meserie? Da, m-am născut în natură și mi-a plăcut. Mi-a plăcut natura, iar prin participarea mea în cadrul Institut Agronomic la unele cercuri științifice am colindat cu o serie
profesori pasionați, profesori de pedologie, Teșu, Câmpia Jijiei, în zona Siretului, Podișul Sucevei, unde săpam profile de sol și cu profesorul delimitam orizonturile. Și odată cu treaba să cunoșteai și geneza solului de o serie de factori pedoclimatici. Deci participă și vegetația la el, clima, expoziție, pantă. Și așa învățai, deci să interpretăm cele două științe, pratologia cu pedologia. Deci, în ce sens? Sunt plante indicatoare de sol, de exemplu. Deci, când o văd efectiv în teren, știu că este un sol erodat. Plantele. Sau dacă am o altă plantă, îi exces de umiditate. Deci, dacă am o costă aridă, mă aștept să am pelinul, pelinița, artemisia absinthium sau artemisia austriaca, pirul gros, cinodon dactylon, bărboasa, andropogon ischemum, și atunci eu știu că asta deja am un fenomen de eroziune și mă îndreaptă la o anumită categorie de soluri, la regosoluri, soluri spălate, s-a dus stratul fertil. Stratul fertil îl regăsim jos în vale, în solurile coluviale. De asemenea, am plante indicatoare, de exemplu, spânzul, Hereborum purpurescens, indicatoare de radioactivitate. Plante care îmi indică excesul de apă, care am exces permanent sau temporar. Exces permanent îmi apare pipirigul sau trestia. Exces temporar, cum este cazul de pe Mociar, unde îmi apare narcisa, cu piciorul cocoșului, ranunculus, acer. Deci, cele două științe să interpretunde. Sunt foarte multe informații. Cineva din afară v-ar putea întreba cum ați reușit să memorați atât de multă informație, până și denumirile acestea în limba latină sunt grele. Ca să nu se facă confuzii, în funcție de zonă, denumirea populară poate să ducă la confuzii. Dar denumirea latină a plantei este numai aceea. Deci într-o zonă poți să-i spună populară într-o formă, într-o zonă altă. Și atunci nu te poți orienta, dar după denumirea latină te poți orienta. Și ceea ce e mai frumos, în natură, de exemplu, o plantă dă somnul dulce, cineva, somnul dulce într-un fân de deal și munte. Este dată de o plantă vicelaru care dă oxicumarina, care pur și simplu te odinește, te relaxează. Deci încercați într-un fân de deal, din zona de deal, sau într-un pod cu fân să dormiți o noapte, să vedeți cât de vă simțiți de bine. Ați lucrat în foarte multe părți ale României până la urmă, da. Nu doar în zona noastră. Ați avut mai multe perioade. Ați putea spune care a fost perioada dumneavoastră preferată în carieră? Perioada preferată a fost perioada cât am lucrat ca pedolog. Dar asta presupune și sacrificii, din cauza că foarte mult lipsești de acasă. Deci, este frumos când ești tânăr, ca pedolog. Dar aici, sigur că m-am format pe lângă mari specialiști ai țării. Deci profesorul Păunescu de la Facultatea de Silvicultură la Brașov, academicianul Teaci, în bunitarea solului. Deci, presupune să fii pe lângă cine. Să fii pe lângă cineva să-i formezi. Așa cum, dacă aș fi avut cineva lângă mine, eu dădeam totul și explicam. Am avut într-o vară ca pedolog, am avut doi studenți olandezi care au venit din Belarus. Deci ei făceau practică europeană. Cu toate că Olanda are 7 tipuri de sol și noi avem 100 și ceva de tipuri, ei făceau facultate de pedologie, special de pedologie, era de 7 ani. Și întrebați, dar ce învățați voi atâta? Păi zice, noi învățăm solurile lumii, fiindcă
diferite companii noastre execută lucrări în toată lumea. Și avea o experiență, de rămâneam uimit. Puteau aprecia textura, deci conținutul de lut, argilă, nisip, frecându-l pe unghii sau făcând cocoloși, se plimba în gură și spunea are 60% argilă. Deci așa experiențe v-asta avea. Există lucruri pe care puteți spune că nu le mai cunoașteți despre această meserie? Da. Fiindcă după ce am plecat de eu, s-au încercat și acum o răstălmăcire a pedologiei. Deci, nu plecând de la pedologia genetică, în care factorii care au format solul, sunt dați la o parte și se trece pe partea chimică și asta am înțeles-o. Dar acum s-a încercat o nouă clasificare a solurilor și este greu și pentru un pedolog ca să vezi care sol cu denumirea actual cum vor ei să le boteze și să-l asimilezi cu celălalt, deci care l-au învățat noi. Nu știu dacă este prea bine și cred că s-a dorit asta să se facă din dorința unora și lupta unora pentru doctorate. Deci să înțeleg că e o tendință diplome. În România sau e o tendință mondială? Nu, eu zic că e o tendință în România, de răstărmăcirea unor științe. Deci, s-a umplut țara de doctori care nu știu dacă merită. Doctori ingineri, dar nu știu dacă merită. Chiar trebuie să vă așezați odată să scrieți o carte din experiența dumneavoastră. Sunt atât de multe informații extrem de valoroase pentru noi toți și pentru generațiile care vin. Numai departe de toate aceste rarități pe care ni le-ați enumerat și cu siguranță mai sunt și alte plante. Da, da. Deci, multe treburi se petrec în jurul nostru și nu le observăm. De exemplu, datorită încălzirii globale, avem o situație aici la doi pași, fără Fărăgău Urmeniș. A coborât pe linița de pe versantul erodat, a coborât jos în cuvorul vegetal. Vaca, fiind un animal care nu poate selecta, mănâncă. Și tot laptele este amar. Localnicii au observat acest lucru? Da, au observat că laptele de vacă este amar. Dar nu știu, pot explica care e cauza. Afectează și consumul? Afectează, sigur. Este gustul amar al laptelui. Dar nu are impact asupra sănătății consumatorului? Nu. Dar nu mai e același. Problema este că nu se întreține nici pajiștea. S-a observat cu toate subvenția APIA care s-au dat, mulți ciobani s-au îmbogățit, au luat subvenția și-au cumpărat jipuri în loc să facă lucrări de îmbunătățire a pajiștilor. Deci de acei bani să facă lucrări. Nimeni nu zice să nu aibă un profit, dar nici așa să nu... Și pe o parte din ei, mi se pare că la controlele nu se poate lua toată suprafața, diferite controle care au avut norocul să fie luați în verificare, trebuie să mai dea și bani înapoi. Cum apreciați dumneavoastră turismul din zona noastră? Dacă am putea valorifica toate aceste rarități de care spuneți dumneavoastră, nu ar fi în beneficiul nostru al tuturor? Ba da, ar aduce, România este atât de frumoasă și ar aduce niște venituri în economia țării, dar trebuie rezolvată infrastructura, deci accesul. Concret, cu ce vă ocupați în acest moment? În acest moment lucrez la aceste amenajamente pastorale. Deci, comunele care au încheiat contractul cu noi, deci, respectiv cu stațiunea aici, Centrul pentru Creșterea Ovinului și Porcinilor și caprinilor, au avantajul că fac și descrierea pedologică și interpretarea pedologică a solului de pe pajiștile respective. Și le reduc cheltuielile, deci costurile lucrării în sine.
Vă mulțumim tare mult pentru că ne-ați făcut să cunoaștem puțin mai bine natura din zona noastră. Să aveți parte de sănătate în continuare, să vă puteți bucura de meseria pe care o aveți. Vă mulțumesc!